Costum de stewardesă. M-ați lovit sub centură, doamna Ligia. Asta era visul meu, să fiu stewardesă. Deci nu vine să cred. Asta era visul meu, să devin stewardesă. Mamă, cât de M-ați tare. Omorât. Asta e așa? Da. Da. Doamna Ligia, sunteți... Uai, ha. Ce tare! Da. Asta când o să mergem la hotel, că nu prea... Ce sunt aici? Ah, m-au cuprins toate emoțiile. Nu vine să cred. Alea ce sunt? Sunt dresuri. Știi să trăi așa? Ma, nu cred. Da. Vai, ce cercei superbi. Foarte frumoși. L-aș fi îmbrăcat mâine, dar din păcate nu se poate. Și ce reprezintă? Stoardeză. Ah. Și gât intrați așa, cu eșarfa aici la gât. E super. Mie îmi place bascheta, că rochea siguranță n-aș îmbrăca-o. Decât cu pantaloni. Așa. Nu cred. Și lenjeria complet tot acumă. Tot acumă, da. Și ciorapii. Da, dar numai la hotel îți dai seama. Asta vreau să zic, în marea finală mai degrabă. Și Raimond avionul. Ce amintire, primul zbor cu avionul pentru ei. Super tare. Mulțumim mult, doamna Ligia, și mi-a plăcut foarte mult și rochița. Deci vă mulțumesc din suflet. Vă pup și mi-e tare dor de dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Da, asta cu costumul de stewardesă chiar m-ați omorât. Vă mulțumesc din suflet. Cadoul eu o să-l dau mâine când o să mă duc la aniversare, la ora 7-8 când o să merg în casa băieților. Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. Ia să mă uit în oglindă. Băi, hei! Ce tare! Ce drăguț!